de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă Lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele Dumnezeu, de apropiere de Dumnezeu, de dor după Dumnezeu, acesta e Duhul Sfânt. Când a fost în inima omului Domnului după Dumnezeu, nu poate să nu se vadă, nu poate să nu ierte, nu poate să nu fie, nu poate să nu răspândească din inima Dumnezeu pe fața lui de lumină, de bucurie, de iertare. Așa încât s-a așezat între două pietre, undeva la malul lui Domn și a dormit în Domn. Nimeni nu știa. S-a făcut însă pe o dată vin un boi de apă, arunc marul și trupul lui a ajuns în apă. Atunci, cuviosul Dimitrie s-a arătat unei fetițe bolnave, fetițe bolnave, spunându-i, dacă tatăl tău mă va lua din apă și arătat și locul, te voi vindeca. Aici, la biserica asta, am cântat astăzi Sfântul Dumitru, zvârtor de mil, cel meu. Frumoasă, în stil grecesc, în cartierul Gheorgheni, de sus. No, Doamne ajută! Sfântul Dumitru, roagă Dumnezeu pentru noi. 27 octombrie 2023, Cluj-Napoca.